Trei maramureșeni au fost trimiși în judecată pentru trafic de droguri. Aceștia au fost prinși în data de 5 mai, în timp ce comercializau într-o benzinărie din Sighetul Marmației peste o jumătate de kilogram de droguri de risc. După o monitorizare de aproape o lună, polițiștii de frontieră maramureșeni, sub directa coordonare a procurorilor DIICOT, au reușit să-i prindă pe traficanți în flagrant. Celor trei bărbați li s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri și de ținere de droguri pentru consum propriu. Acum aceștia sunt trimiși în judecată. Primul termen în această cauză a fost stabilit pentru data de 15 iunie. Dacă vor fi găsiți vinovați, vor sta după gratii până la 20 de ani.